Această cultură mică de lavandă este ideea și afacerea de familie a doi soți din Cluj, care după orele solicitante de muncă vin aici și se relaxează. Rezultatul muncilor este această cultură de lavandă care acum este înflorită în toată splendoarea ei. Uitați-vă, sunt primele flori din această primăvară, din acest an, din prima recoltă. Vi le ofer cu drag. Traian și Livia Morar au decis anul trecut să planteze pe o bucată de pământ din Bonțida, județul Cluj, câțiva butași de lavandă. Nu s-au gândit la o afacere în momentul în care s-au pus pe treabă. S-au gândit că lanul de 10 ari de lavandă să le fie refugiu atunci când vor să evadeze din viața orașului. Suntem în al doilea an de cultură. Ideea a venit de la vecina noastră de teren, care are o cultură de 7-8 ani, care ne-a încurajat și pe deasupra eu m-am îndrăgostit de ea, de lavandă, în momentul în care am fost în vizită. Și atunci foarte multe argumente nu mi-au mai trebuit, nici insistențe, ci mi-am dorit să am și eu cultura mea. Nu necesită îngrijiri deosebite, doar îndepărtarea burienilor și adunarea pământului la rădăcină nu este de udat, nu am udat-o, pentru că acest teren este foarte propice pentru, pot să spun, chiar orice plantă. Este pe malul Someșului și atunci nisipos fiind apă. Și a dat bunul Dumnezeu ca și plouat. Deci noi am avut noroc. Munca agricolă o fac cei doi soți, cot la cot, și sunt ajutați și de părinți. Pentru că deocamdată suprafața nu e foarte mare, Livia și Traian muncesc în lavandă după orele de muncă. De exemplu, acum, când se cultivă lavanda, Traian își pune în cui uniforma de polițist, iar Livia dă jos halatul alb de asistentă medicală și devin cultivatori cu acte în regulă de flori mov și aromate, exact cum sunt cele de pe dealurile Franței. Aici e vorba de cu totul și cu totul altceva, e vorba de o muncă fizică, dar foarte relaxantă. Chiar dacă la finalul unei zile de muncă aici, în lanul cu lavande, suntem obosiți fizic, psihic ești foarte, foarte încărcat, pozitiv, și poți să o iei de la capăt a doua zi cu alte lan și cu altă poftă de muncă. Pe terenul din Bonțida, soții Morar cultivă două soiuri de lavandă care înfloresc de două ori pe an, în iunie și la începutul toamnei.